Valicona, gospodar, Antena 3 Vâlcea, caut gospodar de Vâlcea. Până acum ați văzut că am găsit și voi găsi de acum încolo, pentru că Vâlcea e plină de gospodari. Dar cei mai gospodari de gospodari sunt prezentați la emisiunea pe care o urmăriți la Antena 3 Vâlcea. Am plecat din Vâlcea, am trecut prin Vădești și ne-am oprit la intrarea în comuna Păbușești-Măglaș, pentru că e imposibil să nu te oprești, să privești o casă ca în povești și să nu te lași dus de nas ca miros de pâine proaspătă, pentru că și de aici pleacă înspre noi pâinea noastră, cea de toate zilele. Urmăriți gospodar de Vâlcea. Ne-am așezat puțin la umbră, ca să stăm de vorbă cu unul dintre cei mai cunoscuți gospodari, numai din localitatea Păbușești-Măglaș și din Vâlcea. O cunoștință mai veche, deocamdată, domnul Dorel Bulacu. Îmi pare bine, domnul Vali. Și mie foarte bine că, uite, ne vedem după ani și ani cu o gospodărie foarte frumoasă aici și nu de azi, de ieri. Hai să începem totuși cu începutul, pentru că am filmat din stradă. Și nu sunt singurul care filmează din stradă gospodăria asta, că sunt foarte, foarte multe mașini care se opresc. Fac fotografii și apoi întreabă, domnule, a cui e? Cine a făcut? Cu ce proiect? E foarte departe începutul. Da. Sunt 26 de ani de când am venit prima dată. 26 de ani și cum ai ochit locul? Era un spațiu părăsit. Am fost la primărie, am cerut spațiul ăsta pentru a-l moderniza. Am promis că o să fac pentru oamenii din comună o brutărie permanentă și m-am ținut de cuvânt până acum, au pâine caldă permanentă și așa l-am obținut. La început mi-a dat numai o parte din spațiul care era. Pe parcurs, după ce am evoluat cu afacerea, am cumpărat și bucata de teren să fac și o casuță, să fiu aproape de afacere și așa bine, destul de târziu, că nu s-a putut la început. Acum 11 ani deja am făcut casă, poate destul de târziu față de începerea afacerii. Deci familia Bulac cu domnul Dorel și doamna Mariana cu treburi prin grădină și în bucătărie, dar în general în toată gospodăria, și domnul Dorel cu alergatul. Da. Deci 20 de ani, 11 ani, tot muncă și iar muncă. Și pentru mine, deci, casa asta ar trebui să fie la dispoziția celor care vor să viziteze și o grădină, și un solar, să joace și tenis, să și pescuiască și să petreacă o noapte în casa asta, pentru că și casa asta are o poveste și familia de gospodari e formată numai din domnul Dorel și doamna Mariana. Mai avem pe doamna Linda. Da, un nepoțel. Un nepoțel să vă trăiască. Da, mulțumesc. Jinerele. Jinerele care semnează, ca să vă spun de pe acum, o să intrăm și în casă, și da, proiectul și mobilierul din casă, nu? Interiorul, da. Și spuneam că e semnat proiectul de ginere, nu? Da, proiectul. Tot ce e de lemn, din material, e conceptul ginerele meu. Mm-hmm.
conceptul generului? Tot conceptul generului. Bucătăria, nu? Da. Una dintre ele. Una dintre ele, da. Cea din casă. Da, foarte interesant, de Vincu, și mai ales cu scara interioară. Da, scara interioară e un concept, nu vreau să mă laud, e un concept al meu. O prindere, deci echilibrarea treptelor se face pe verticală, pe acești montanți, care nu erau prevăzuți la scară, și toată structura se ține ca se echilibrează prin contragreutate. Deci, cea de aici nu se lasă, nu se coboară din cauza celuilalt. Deci, practic, echilibrarea treptelor se face automat. Se merge puțin și sus. Cei de la, da, cei de la construct montaj care au venit, au deja copiat acest proiect ca să-l implementeze și la alte proiecte ale lor. Urcăm sus. Deci, scara, cum vedeți, e foarte solidă, deci nu se înclină. Aici e etajul. Tot așa, mobila făcută de ginele meu, inclusiv tot ce ține de partea metalică. De lemn, totul e făcut de... Și de aici, de pe terasă, vedem... Pe terasă, avem o imagine de ansamblu a... Grădina cu solarul, cu pomii fructiferi, da. Pomii ornamentali. Sălcile, în spatele sălcilor fiind la cele două lacuri. Bucătăria cu terasa, stânga, și în partea stângă. Frutăria. Frutăria, da. Este oaza noastră de... Sănătate. De sănătate, da. Un arbore pe care nu l-am mai întâlnit. Da, e foarte rar. Da. Lalea? Da. Face și lalele? Face lalele, frunze, face florile ca lalelele. Deci frunzele, florile lui sunt lalele, practic. Deci deja se văd că sunt conurile alea. Alea când se desfac sunt lalele. Exact ca are o floare de lalea. E impresionant când e înflorit. Și avem și o pisică la umbră. Da. Una pisică. Una dintre pisicile, multele pisici. Avem vreo 5 sau 6 pisici care sunt. Bine, 3 ale noastre și 3 sau 4 peste. Aici un alt balcon, cealaltă parte a grădinii, cu mușcate la fereastră. Ceva din grădină, și vă spuneam că aici găsim și bradul alb, iar în dreapta șoseaua care duce dinspre Rimini spre Olănești. Aici cred că de grădină cine se ocupă? Mai mult Mariana, soția. Mai mult soția, mână de femeie pe aici. Cu aranjamentele, cu totul. Am avut o firmă la început care ne-a proiectat aranjamentele. Totul după aia am luat-o noi pe cont. Se cunoaște că mână de femeie, că sunt foarte multe flori. Foarte da, îi plac florile. Da. Arbori pitici, avem și mesteceni, avem și frasini și brazi albi. Am văzut și brazi albi, da. Da, am vrut să ne facem o gospodărie, să avem de toate. Deci, ne fiind la oraș, la, zicem, într-un mediu propice dezvoltării turismului, sau zic, am vrut să ne integrăm și casa noastră în peisajul. Deci faptul că te atrag privirile această zonă cu această grădină și această casă, dar mai e ceva care te atrage imediat, că și din mașină dacă treci și ai geamul lăsat, vine un miros atât de plăcut de pâine, mirosul de altă dată când rupai pâinea așa în două și mai puneai ceva între și plecai, să zicem, cu treburile pe afară, în afara casă. Brutăria? Da, brutăria. Deci a fost un început mai greu. Am început cu niște cuptoare de pe vatră, deci tradițional. Din păcate, meseriașii s-au dus, au trecut timpul, n-am mai avut cu cine înlocui, a trebuit să schimbă toată tehnologia. Am ajuns la o tehnologie cât de cât acum mai actuală, o mică automatizare și a procesului, că n-am mai putut face față. Și
Pâinea deocamdată se produce. Avem o pâine foarte, adică eu, noi credem că e fân, că dacă am rezistat atât, avem o pâine cât de cât căutată. Eu consum în fiecare zi, așa că trebuie să mă credeți pe cuvânt. Și pe bun gustător și fiind gustător. Dar nu produceți numai pâine, că se mai întâmplă ceva. Odată creată burtăria, se creează și locuri de muncă. Câți angajați aveți? Avem peste 50 de angajați. De ce n-avem apă acolo din colț? Da, un angajat a trecut pe aici și ne întrerupe discuția noastră. Da. Tot un coleg. Avem probleme cu apa. Da. Și deci câți angajați aveți? Avem peste 50 de angajați și am creat, majoritatea sunt aici din Păușești, Măglaj. A dat de făceau naveta cu autobusul da, să caute un loc de muncă în Râmnic, acum da, acasă, lângă casă, nu? Da. Nu numai pâine. Da, mai avem și o secție. Și produse de panificație. Da, avem și o secție de produse de panificație, cofetărie, în oraș. Avem aici, produce numai pâine, fata mea se ocupă la Vâlcea de producția de patiserie și cofetărie. Sper că ne cunosc mulți oameni și cu produsele de cofetărie. Agrodorul, avem un brand, Vâlcea, pentru produsele de cofetărie și mă mândresc cu asta pentru fata. Da, știu că la orice eveniment, fie că vă de un botez, o aniversare, da, o onomastică, o nuntă sau altceva, trebuie să existe și produse. Cofetăria doamna Linda, da, și imediat. Da. Acolo câți oameni mai aveți angajați? 70 sunt acolo. 70 de oameni. Deci ați creat până la urmă... Totul se face manual și acolo, deci nu avem tehnologizat nimic la Vâlcea, totul se face manual și probabil că și de asta avem un, cât de cât un succes, zic eu. Și vreți să vă opriți aici sau vă mai extindeți? E treaba urmașilor. Eu am ajuns, am creat o baza și copiii vor, adică dacă vor ei să facă ceva, pot să facă. Eu le ofer condiția. De o fel, oportunitatea de a merge mai departe. Deci au casă, au grădină, au eleșteu, că o să mergem și la eleșteu de pește. Da. Avem și solar și teren de tenis, dar avem și brutărie. Da. Mergem la brutărie. Mergem la brutărie. Ne luăm după miros, că da, miros foarte miros plăcut. Prima dată, după o să ajungem și la cofetărie la finalul emisiunii noastre, pentru că vreau să le arăt celor care ne urmăresc și urmăresc emisiunea de la Antena 3 Vâlcea, Gospodar de Vâlcea, cât de dulce e viața asta când știi să o prețuiești și știi să fii gospodar în viață. Mergem la brutărie. Mergem. Am vorbit afară, dacă ne vorba de interior, ne punem mască, nu? Da, numai cu mască să intră în interior. Aici e filtru, primul filtru de pentru COVID, pentru lucrători, cu acest aparat. Le iau temperatura la fiecare în parte, dezinfectarea se face pe aici. După aia merg în continuare la filtru, vestiarul filtru de intrare cu hainele de stradă, se schimbă și intră în secție. Deci nu intră nimeni decât prin acest filtru. Nimeni, deci luați-mi și mie temperatura. Și dumneavoastră vă ia temperatura. Dacă am... 36 plus 6 aveți, domnul Vali. Deci mă încadrez. Da. Atunci sunteți cam cald? Da. Trece cu rugul, se schimbă, deci e problema, nu întreba de la altă parte, 36, nu. Aici e vestiarul? Aici e vestiarul de hainele, pentru hainele de stradă, se schimbă personalul. Aici am baie de serviciu pentru... E ocupată, scuzați. Deci vă să treacă mai departe și intrăm în secția de producție. Aici e procesul de producție, am intrat deja în sala de producție. De aici începe procesul de producție, acolo e malaxorul unde se malaxează, e automat, cântărirea automată a făinii, măsurarea cantității de apă, cazanul se răstoarnă aici, poți să-l dai jos acum, deci totul e automatizat, atât cât am putut face și noi, cazanul vine cu oca după ce e procesată, intră în divizor. După ce divizorul, să vedeți, procesul de producție rulează totul semi-automat. Cum să-i dăm drumul la dospitorul cu leagăne. Deci totul vine cântărit, porționat, format. Aici ia dezîncărcare, procesul de încărcare. Acum și vedeți, dar o să fie cam puțin zgomot. Nu așa mult.
vorbim încet că doarme pisica. Deci e așa de liniște și de plăcut aici, că pisicile cam toată ziua, ca toată ziua dorm. Dar de la tors ne întoarcem puțin la brutărie și explicați-ne tot procesul. De la a ne pune masca, ne-a scolat pe mâini, ne-a schimbat hainele și intrăm. Care intrăm procesul? Procesul. Prima dată se pregătește aluatul în cazanul care l-am filmat. Se programează cantitatea de apă, se programează cantitatea de făină, se malaxează. După aceea, cuva malaxorului se introduce în ridicător, răsturnător, care duce coca direct în divizor. Procesul de producție o divizează la cantitatea dorită de lucrător care știe ce pâine trebuie să scoate, la gramaj mă refer, și intră în predospitor, totul e automat, de tăiere, de divizare, formare rotund, intră într-un automat, într-un predospitor, în timp ce la predospit, că durează cam o jumătate de oră, 45 de minute, o să cade automat într-o mașină de format lung, tot procesul e automat, zicem noi, de semi automat, fiindcă nu avem complet cu dospirea finală și coacere. De acolo fetele pun manual pe panacoate, pe cărucioare, pe panacoate. Urmează dospirea finală, care e un dospitor automat cu reglare automată a temperaturii și umidității. După dospirea finală, care durează o oră și jumătate, cam așa, se introduce pâinea în cuptor. Ați văzut cum noi am filmat numai ieșirea, nu este introducerea, deci încărcarea cuptorului care se face cu pâine. Ați filmat ieșirea, pâinea care se descarcă în lăs, așa de navete de plastic și urmează livrarea. Deja coadă la chioșca acolo, nu? Da, urmează livrarea pâinii, o parte se vinde direct la magazinul societății, altă parte avem trasee cu șoferi, care se transportă de noi la clienți. Da. După răcire, cei care vor să feliată pâine, avem mașină semi-automată, 6, tot semi-automată de feliere și se introduce în pungă, toată pâinea o livrăm în pungă, deci indiferent că e feliată, că nu e feliată, o livrăm în pungă și clienții își exprimă doleanțele, da, cum vor. Ce cantitate de pâine produce zilnic? Să zicem că am în jur de 10.000 de pâini, ca bucăți vorbesc, așa? În funcție de comenzi. Totul depinde de comenzi. Altă comandă acum, că n-am văzut pe doamna Mariana pe aici, cred că e prin grădină, nu? E prin grădină, doamna Mariana. Mariana se ocupă tot timpul cu tot ce se află în jurul casei. Ce se află în jurul casei, da. Are ochiul vigilent, are ochiul vigilent și pentru curățenie, și pentru flori, și pentru... Da, mergem puțin să dăm și noi cu sapa ca în stat de sus, cu apa prin grădină și apoi ne întoarcem în acest salon. Salonul, putem spune, nu? Da, zicem așa, că ar fi un fel de... Da, că ne întoarcem să stăm de vorbă la un pahar de apă rece, nu? Da. Să o căutăm pe doamna Mariana. Da, mergem să o căutăm, să vedem pe unde... Ce e cu parcul ăsta auto? În timpul când nu se joacă tenis, avem un nepoțel de 4 ani și asta e parcul auto al lui. Vine și alege ce mașină vrea și se plimbă cu ea cât terenul e liber. Cât terenul e liber. Da, cât terenul e liber. Încă nu a început, e prea mic ca să facă decât cu mașinuțele lui. Bunicul lui acum îi cumpără ca să-l atragă către... Mâine, păi mine vă duce cu mașina până în Vâlcea. Da, aș vrea. Să trăiesc, să dea Dumnezeu să trăim până să fie cu nepotul meu, că să mă ducă cu mașina. Aș vrea totuși. Aici se poate juca tenis, fotbal, nu? Da, se poate juca tenis, fotbal. Acum că nu se joacă jocul, avem și un... Pentru copii. Pentru copii, da, pentru el, că mai ales că când vine pe la mine. Și în timp ce nu se joacă fotbal sau tenis, mai avem și găini care fac curățenie pe teren. Da, că sunt încălțate. Da, da, da. Și un câine de bază, nu? Da.
Eu am zis că e de pază. Nu, e de pază, dar de pază, nu, n-am mușcat pe nimeni. Domnul, să nu fii primul care îl mușcă. Nu, e că n-am mușcat. E un câine labrador, îl iubește foarte mult pe nepotul meu. El are de când avea 2 luni și el avea 1 an. De atunci îl are, are 3 ani deja. Copilul are 4. Da, cât sunt foarte mulți prieteni. Câți ani are găina asta care a jucat fotbal până acum? Da, găinile, da. Găinile mele sunt pui de anul ăsta. Noi aici avem și un codeț de pui. Și vreau să te apropii puțin așa de gardul ăsta, pentru că în afară de faptul că desparte o grădină de alta, da, avem și niște fructe odată de pădure. Da, odată de pădure le-am domesticit. Acum vrem să avem în curte de toate. Avem mure fără ghimbi. Le avem aici și mâncăm direct din ele. Copiii când vin, gustă direct din murile naturale care sunt aici la discreție. Nu avem îngrădire de mâncat. La mâncat e liber. Avem și o parte de angrement lângă vecin de casa noastră. Avem și un mic lac de angrement cu o bărcuță cu pedale pentru a plimba. Și niște rațe care sunt de la noi de plăcere, că erau foarte mici, erau foarte frumoase și au crescut până la urmă și s-au făcut rațe mari. Uite, rude de ale mele, măcănitori. Cucuțele mele. Deci avem aici și un lăcușor, nu așa, cu da, barcă. Da. Mai e și pește în... E și pește, dar e sub apă. E sub apă. A scăzut foarte mult nivelul apei. Mi-aduc aminte că cu Zvani în urmă am scos niște ciortane aici. Da. Dacă doriți să revedeți. Da. Uite că a venit și paznicul, nu că nu pescuiesc astăzi, nu. Poate doar cu portofelul. A venit și o porumbacă românească. Da. Sunt la umbră și un cocoș în ăsta care dă deșteptarea dimineața cocoșul. Da, cu fiecare dimineață. Cu fiecare. Da. Hai un cucurigu! Hai cucurigu! Ce avem acolo? Ședință foto? Da! Se pregătește... Se pregătește pentru filmare. Una dintre rațe. Are și admirator pe margine. Da, are și admirator acum. E Parada Modei. Face Parada Modei, sunt în elementul lor. Lacurile astea le oferă un spațiu foarte suficient. Cred că mănâncă și pește, că e destul pește aici, chiar dacă se vede apa așa. E și scătută în urma secetei de asta vara. Da, lacurile sunt pline de pește. Poate aveți ceva pe frigider? Avem, cum sunt. Tot timpul avem pește. Dacă avem baltă, avem și pește. Deci găinile stau la umbră. Sunt relaxate. Ouătoare? Da. Sau numai de atâtoare de carne? Avem pe fiecare zi, iau cel puțin 10 ouă de la ele. Am în jur de 30 de găini. Orice gospodar are și o livadă, nu? Da, în timp, după ce ne-am făcut casa, am zis să punem și câțiva pomi și cu vie, dar via anul ăsta, de fiind secetă, a terminat-o. Și se vede că a deja avut producție. Dar nu cu să a dat câteva nuci? Am pus și nuci, dar deocamdată nu avem câțiva cu nuci, o să vă arăt și nuci. Ne place foarte mult să avem pomi fructiferi în jurul casei. N-am avut posibilitate de livadă, dar ne-am făcut o mică livăduță. Puteți vedea producția de anul ăsta. Încărcat. E cam intensivă, deci neavând spațiu destul de mult pentru livadă, avem o plantație intensivă. Am avut pere. Merele, uitați-vă aici, chiar mă mândresc cu asemenea mere. Uitați-vă ce... Cât e unul, da. Și vă arătam și niște nuci. E prima producție pe anul ăsta de nuci, care face nucul ăsta micuț. Avem unul și mai mare, mai... Da, aveți produse de bere, că văd că aveți hamei. Și hamei un nucul. Cine nu știe, astea sunt... Da. Flori și fructe de hamei, da. Avem și hamei.
dar nu-l băgăm în seamă. Ne având fabrică de bere. Da. Ne având fabrică de bere, nu-l băgăm în seamă. O, ce mere frumoase aici. Da, asta ne foarte încărcați e. Foarte încărcați, tot merii am avut așa. Deci anul ăsta a fost un an rău. La gospodar nu s-a simțit. Da. Dar noi, sincer, vă spun, ne bucurăm foarte mult să avem mere, să culegem direct din livada noastră, să culegem fructe, să mâncăm. Deci e cea mai mare plăcere a mea, deci când mă scol dimineața, vin și culeg merele. Bine, ele a căzut după jos, încă nu le-am, alt din alea mâncăm acum. Merele care s-au deja maturizat, ca singur. Mai așteptăm că la prima brumă trebuie să le culegem, dar mai avem până atunci. E un măr pitic, care eu mă mândresc foarte mult, care e mere extraordinar de gustoase și cât de mic, atât de mere frumoase. Le face și destul de mari. E un paradox. De obicei, merele care sunt așa de grămadă, deci multe, sunt mici. Mărunte, da. Mărunte. Nu știu de ce mărul ăsta le face mari. Uitați, și al doilea... Așa se întâmplă în grădina cu gospodar, casa cu gospodar. Al doilea măr, uitați-vă aici ce producție are, cât de mic e și cât de productiv e. Avem și dud? De toate, deci încercăm să avem... Mi-a dat aminte de dudul, da, din curtea casei mele părintești. Da. Le băteam curatele pe dude. Da. Le băteam curatele pe dude. Da. Și avem și puțină vie, struguri, pe partea aceasta cu grădina, unde avem și un solar. Pentru nevoile noastre. O, ce parfum vine de la struguri. Da. Sunt neate măioși. Da. De când sunt buboși mici, aici cresc. Aici e o școală de vară, nu? Da, școală de vară a puilor. Pui. Când sunt mici. Deja acum când s-au devenit găini, nu le mai pasă de... Au trecut în grupa mare. Au trecut în grupa mare, da. Mai avem un cocoșel aici. Un cocoșel? Da, deci eu îl țin de drag, cocoșelul ăsta. E un cocoșel grilejat. A, e gât golaș. Da, e gât golaș. Gât golaș de Transilvania, prieten cu câinele. Da, e prieten cu câinele, da. Câine nu ne lasă tot, ne urmărește da. Peste tot. Avem un câine de pază care ne urmărește peste tot. Păi să o căutăm în continuare pe doamna Mariana. Haideți să o căutăm, să vedem pe unde. E sigur pe la solar. Am naturalizat și un smochin, bine, avem vreo doi, uite, deja culegem fructele coapte la smochinul și o să facă, cred că până la prima zăpadă o să facă smochine, o să coacă. Temperatura, da, urmează portocalii și lămâi. Exact, da. Avem lămâi, deja avem și lămâi, dar încă nu avem producție la lămâi. Și iată, ne-a ajuns în grădina asta. Da, în grădina de... Da, deja e târziu acum, deci toamna. Am cules roadele, da. Acum ce a rămas? O să vă arăt și ce am avut. Încă producția de castraveți mai există. Da, mare boabe. A început să dea a doua producție, deci asta e producția de toamnă. Să nu călcăm pe pătrunjel, pe morcov, da, și pe mărar. Au mai rămas câteva roșii la soare de copt. Da. Deci ultima producție și de toamnă. Avem ardei iute care mai avem tot așa de cules câtva, am cules. Și solarul nostru care nu mai ne putem mândri cu el, fiindcă s-au trecut roșiile. Deci am avut o producție foarte bună de roșii. S-au terminat, castraveții încă mai rezistă, avem castraveți care culegem și acum și o să culegem și peste două săptămâni, fiindcă i-am lăsat în producție, deci nu am făcut nimica, uitați aici, deja sunt de cules, dar încă nu le-am și ardei, avem și niște ardei în spate, ultima producție care sunt mai natural, deci nu avem nimic stropit sau făcut cu substanțe sau pesticide sau nu știu ce, și ardeiul încă e în formare. Avem și niște ardei pe acolo.
Da. Ardei care sunt ceva natural din producția noastră. Dar ce-mi place? Avem. Dar nu mai îmi pare rău că nu... O să înceapă producția de pătrunjel acum. Și castraveți încă mai v-am spus. M-am mândrit cu cea mai mare producție de castraveți care am avut-o vreodată, i-am lăsat liber. Dar vreau să mai țineți în mână da. Castraveții lângă smochin. Da, lângă smochin, exact, dar ceva din producția noastră. Totul ne suntem mândri că avem ceva creat de noi, făcut muncii de noi și avem, mâncăm ceva din grădina noastră. Asta e foarte important pentru noi. E o mândria noastră, a românilor în principiu, nu numai a mea. Dar eu mă mândresc în particular. În sfârșit am căsut pe doamna Mariana. Mai mult la bucătărie decât... Acum avem, da, la bucătărie, da. Am două joburi. M-am mai dus și pe la birou și... Dar care e mai plăcut? Cel din interior sau cel din exterior? Cel de afară, vă spun eu, florile. Cel de afară. Florile, de ele mă ocup în mod special. Păi am văzut cu o floare printre flori. Da, mulțumesc, da. Și o grădină... Dacă aș mai fi floarea, de altă dată. Nu contează vârsta, contează ceea ce face omul și ceea ce lasă în urma lui, că spunea și soțul dumneavoastră că, întrebat fiind, ce vă mai doriți să faceți? Și acum așteptăm de la copii și de la nepoți. Corect. Așa e, ei trebuie să ne ducă mai departe ce am început eu noi. Eu zic că noi ne-am cam făcut datoria. Nu înseamnă că am încheiat, stăm pe tușă. Da. Muncim, dar să vină și ei cu din urmă. Da. Îi ajutăm. Eu vă cal pe urme că am înțeles că mergem pe o terasă foarte frumoasă. Da. Și mai sunt de vorba la umbră. Vă invităm. Terasa noastră e de toată ziua. Știu unde stăm vara, de obicei. Doamna Mariana, ce mai e? M-ați dat peste cap. Am văzut tot felul de roade ale pământului, fructe, am văzut și zucchinii, dar am văzut și căpșune și coapte. Da. Și smochine culese de soțul dumneavoastră, de domnul Dorel. Și acum ce mi-arătați? Kiwi, un fruct de kiwi. E prima dată când face fructe. Da. Da, și al doilea an de floare. Deci la al doilea an de flori a făcut fruct. Eu v-am spus că sunteți o floare printre flori. Mulțumesc! O să vedem și fructul și apoi să vedem ce fructe a spus pe masă. Da. Dezorientat definitiv. Cu smochine, cu zucchini, cu căpșune. Deci aveți oriental la asiatic, la europei. Da, și în bucătărie aici, în salonul ăsta, care arată extraordinar de frumos și de bine. Parcă sunt de Crăciun aici, în păușelul noastră, cu totul noastră. Cam dat peste sarmale. Ai merit exact cu tradițional. Dar aici e permanent sărbătoare. După muncă și răsplată, nu? Da, trebuie să și mașine. Să desfacem anumite cerințe. Doamna Mariana, cine a făcut mofturi? Sarmalele eu împreună cu doamna care mă mai ajută. Da. Da. Sarmale tradiționale. Exact, da. Tradiționale. De și porc. Mămăliga. Și mămăliga. Mămăliga și cu ciorbă de pește. Deci exact. Și delta, și multe, și Crăciun, și multe toate. Poftiți la masă.
Nu trebuie să mă invitați de două ori. Nu? Să dăm și norocul în... Oricum, eu mulțumesc foarte mult că m-ați găzduit aici vremelnic. Mi-aș dori să am și eu o gospodărie ca dumneavoastră, dar aici e nevoie de multă muncă, multă răbdare și, așa bineînțeles, e. și efort financiar. Așa o să trecem la final și la desert, că desertul aparține doamnei Linda. E foarte... La Linda, da. E foarte bine să stai la țară, dar e și un pic greu, dar e plăcut, mai ales după vârsta. Dai și satisfacție. Uite, pot să stai liniștit, în aer curat, în natură. Și putem spune că familia Bulacu e de la tinerețe fără bătrânețe. Mulțumim, mulțumim, da.